Din experiența dumneavoastră, întâlniți mulți pacienți care vin la, se prezintă la medic și sunt diagnosticați cu cancer într-un stadiu avansat? Din păcate, da. Mulți pacienți se prezintă când, într-un fel sau altul, să spunem, e prea târziu. Aici o să discutăm despre ceea ce înseamnă prea târziu în ceea ce privește cancerul de colon. Dar vin în stadii avansate ale bolii. Repet, problema nu e neapărat a pacienților care vin de la primele semne și boala e deja avansată, dar sunt pacienți care neglijează simptomele. Pacienți care au istoric de sângerări de ani de zile. Pacienți care au scăzut în greutate, să spunem, în ultimul an sau și mai mult de atât. Și asociază pe lângă asta și semne sau simptome, să spunem, digestive și care vin abia în momentul în care practic nu mai suportă acele simptome. Câte stadii cuprinde cancerul de colon? Aici, în principiu, putem vorbi de o clasificare sau de niște sisteme strict medicale de clasificare. Nu o să intru în asemenea detalii. Împărțind așa în linii mari, să spunem, stadializarea, am putea vorbi despre forme precoce, moderat, avansate și forme avansate. În formele precoce sau în stadiile precoce, tumora e limitată practic la peretele colonic. Poate să afecteze un singur strat, recte mucoasa colonică, și ăsta e practic cel mai precoce stadiu, să spunem, dacă pot să formulez așa, sau două straturi sau toate straturile peretelui colonic. În stadiile mai avansate, tumora deja ajunge să invadeze organele din jur, să dea într-o primă fază metastaze în ganglionii din jurul colonului, în ganglionii limfatici, iar evident stadiile cele mai avansate sunt cele ale metastazelor la distanță, în organe situate nu în imediata vecinătate a colonului, și în primul rând ficat, plămâni. În care dintre aceste stadii cancerul de colon începe să poată fi diagnosticat sau depistat la analizele specifice? Boala poate fi depistată în orice stadiu, chiar și în stadiile cele mai precoce, dar sigur cu condiția ca pacientul sau ca persoana vizată să se prezinte la un control medical, fie de la primele simptome, fie din momentul în care se consideră oportună începerea urmăririi pentru depistarea activă a formelor precoce de boală. Deci aici vorbim despre așa numitul screening pentru cancerul colorectal. Pacientul ar trebui să consulte doar medicul gastroenterolog pentru un diagnostic clar sau există o echipă de medici care ar trebui cumva vizitată pentru a obține un rezultat cât mai precis? Rolul inițial, să spunem, revine medicului de familie. E primul care intră în contact direct cu pacientul, care îi știe tot istoricul medical, la care pacientul se prezintă într-o primă fază pentru orice simptom nou apărut. Și atunci, sigur, prima examinare probabil că aparține medicului de familie. Odată ridicată suspiciunea, sau sigur, poate pacientul ajunge la o consultație medicală pentru cu totul alt motiv sau pentru o afecțiune, să spunem, conexă, iar medicul respectiv, în urma examinării, în urma analizelor pe care le efectuează, poate să ridice o suspiciune legată de prezența sau nu a unui cancer colorectal. Din momentul ridicării suspiciunii, pacientul ar trebui să ajungă practic la gastroenterolog, pentru că medicul gastroenterolog este cel care stabilește diagnosticul de certitudine, care efectuează evaluarea în ansamblu, evaluarea pretratament, deci până la urmă stadializarea bolii, și care într-o primă fază stabilește direcțiile inițiale de tratament. Evident, ulterior, tratamentul este unul în echipă, cuprinde nu doar medicul gastroenterolog, ci și chirurgul și oncologul, și, practic, urmărirea pacientului ar trebui făcută de această echipă ulterior. În ce constă examenul clinic pentru depistarea cancerului de colon? Examenul clinic are, în principiu, o valoare destul de limitată. În sensul că
practic tumorile care sunt decelabile la un examen clinic, deci tumorile care pot fi descoperite prin urma simplului examen clinic, sunt deja tumori destul de avansate. Adică e foarte greu să palpezi, să spunem, în abdomen o tumoră de 2-3 cm. Ea poate să devină palpabilă în momentul în care a ajuns să invadeze organele din jur. În cadrul examenului clinic, poate că una dintre manevrele foarte importante e tușeul rectal. Din păcate, nu întotdeauna efectuat la pacienții cu tulburări de tranzit intestinal, la pacienții cu sângerări la scaun, cu hemoragie digestivă inferioară. Sigur, tușeul rectal nu explorează în mod clinic decât primii, să spunem, 7-8 cm ai intestinului, sau, mă rog, ultimii 7-8 cm, porțiunea finală a rectului. Un procent totuși semnificativ din tumor sau din polip, din leziunile precursoare de cancer, se pot localiza la acest nivel. Atunci asta e un prim element care poate să dicteze investigațiile suplimentare. Însă, ca idee de bază, un examen clinic normal nu exclude în mod necesar prezența unei boli serioase, inclusiv a cancerului de colon. Așa cum vă spuneam la început, tumora poate fi decelabilă prin examen clinic doar în stadii avansate. Evident, până la urmă, cea mai importantă examinare în decelarea acestor tumori este colonoscopia, endoscopia digestivă inferioară, care practic permite explorarea în întregime, în cea mai mare parte din cazuri, a colonului. O vizualizare directă a mucoasei colonice și ce e cel mai important e că diagnosticul se poate pune nu doar pentru tumorile maligne, tumorile care au ajuns deja să fie malignizate, ci practic și pentru adenoamele colorectale, deci pentru acele leziuni precursoare. Și ăsta e un aspect foarte important care trebuie cunoscut. Cancerul nu apare de la început ca atare. Trece prin niște stadii de premalignitate, să spunem, de la mucoasă colonică de aspect normal și până la stadiul de cancer de colon sau de cancer colorectal, evoluând prin etape succesive de adenoame precoce, adenoame avansate, deci polip de dimensiuni progresiv crescătoare și cu modificări histopatologice, deci modificări microscopice din ce în ce mai avansate, spuneam că acest interval mediu e de circa 10 ani. În tot acest interval, practic, boala poate fi depistată, cu condiția ca pacientul să fie supus unei examinări relevante. Și aici vorbeam despre colonoscopie, despre colonoscopia totală, în principiu, care poate să examineze intestinul gros, colonul întregime, sau de rectosigmoidoscopie. Asta reprezintă, practic, investigarea doar parțială, să spunem, investigarea ultimei porțiuni a colonului. Sigur, dezavantajul e că nu poate să facă evaluări decât pe porțiunea examinată. Nu oferă niciun fel de predicție despre partea care a rămas neexaminată. Însă, investigația în sine poate fi completată de o investigație radiologică, de irigografie, deci de examinarea cu bariu sub raze X a intestinului gros. Iar toate aceste date, practic, puse cap la cap, permit o supraveghere pe termen lung și aici o să discutăm mai departe despre ceea ce înseamnă supraveghere, screening, diagnostic și așa mai departe. Pentru că am ajuns la acest capitol, care este vârsta optimă la care un pacient sau un posibil pacient ar trebui să înceapă acest screening pentru cancerul de colon? În primul rând, ar trebui să discutăm un pic și despre metodele de screening care, într-o bună măsură, să spunem, sunt superpozabile peste cele de diagnostic. Vorbeam de colonoscopie, de irigografie. O altă metodă uzuală de screening o reprezintă testul de hemoragie oculte fecale. Deci acel test care, practic, detectează urmele mici, să spunem, microscopice, impropriu spus, de sânge din scaun. Acele cantități de sânge insuficiente pentru a fi decelabile cu ochiul liber. Proba e la îndemână, e necostisitoare, este neinvazivă și, în principiu,
cel puțin acolo unde nu există posibilitatea de a face colonoscopie pe scară largă, ar trebui să se adreseze tuturor persoanelor trecute de vârsta de 50 de ani. Persoanele trecute de 50 de ani, de fapt, reprezintă categoria populațională cu risc mediu. Și aici, apropo de întrebarea la ce vârstă începem screening-ul, trebuie să luăm în calcul faptul că screening-ul se face diferențiat în funcție de grupa de risc. Dacă vorbim de pacienți cu risc mediu, screening-ul se face într-un fel. Dacă vorbim de pacienți cu risc înalt, se face cu totul altfel. Să începem cu populația de risc, cu risc mediu, adică grupa de populație trecută de vârsta de 50 de ani în absența altor factori de risc. Ideal ar fi ca acești pacienți să-și facă o colonoscopie totală odată la 10 ani. Deci vârsta de inițiere a screeningului ar fi 50 de ani. Dacă la colonoscopia inițială nu se decelează niciun fel de leziune precursoare, deci niciun fel de polip, practic adenomatos, care ar putea să degenereze ulterior, următoarea investigație poate fi făcută peste 10 ani. În lipsa unei colonoscopii totale, pot exista combinații între alte metode de screening, spre exemplu sigmoidoscopia, deci colonoscopia parțială efectuată odată la 5 ani și dublată de test de hemoragii oculte anual. Evident, un test de hemoragii oculte pozitiv obligă la explorarea în întregime a colonului, deci la o colonoscopie totală. Există și varianta combinării rectosigmoidoscopiei cu irigografia, deci pentru completarea investigației, în principiu tot odată la 5 ani. Astea sunt metodele, să spunem, care și asta e frecvența cu care se investigează grupa de populație cu risc mediu. Ceea ce privește populația cu risc înalt, deci populația, persoanele care provin din familii cu istoric de cancer colorectal, fie acele forme de cancer dovedite ca având o implicare genetică directă, adică cu risc de transmitere efectivă a mutațiilor genetice la descendenți și cu apariția cancerului colonic, fie în familiile în care există cazuri de cancer de colon fără să se poată identifica practic o susceptibilitate genetică sau ereditară evidentă, adică acolo unde nu s-au identificat practic prezența acelor gene mutante care transmit cancerul. Și aici spuneam că practic urmărirea se face individualizat în funcție de tipul de boală. Vorbeam despre acele forme de polipoză adenomatoasă familială, la care practic urmărirea trebuie să înceapă anual prin sigmoidoscopie începând din adolescență. În momentul în care practic încep să fie depistați acei polipi colonici agregați într-un număr foarte mare, pacientul respectiv primește indicația de colectomie totală profilactică, adică se scoate practic chirurgical tot colonul, pentru că din cauza numărului foarte mare de adenoame, de polipi, de-a lungul timpului nu se poate face o supraveghere foarte atentă, adică este imposibil ca în momentul în care pacientul respectiv are, să spunem, sute de polipi, să îi biopsiezi pe toți, să dai la examen histopatologic fiecare fragment și după ce eventual ai găsit o leziune malignă, să o mai poți și identifica, să spunem, în colon. Atunci, în asemenea situații, se indică practic colectomia profilactică.